După ce au fost testate pozitiv, cele două femei au fost transportate și internate la Spitalul Municipal din Râmnicu-Sărat, unde sunt tratate de pneumonia provocată de virusul SARS-CoV-2, dar și de afecțiunile psihice pe care le au. Una dintre ele are inclusiv sechele în urma unui accident vascular cerebral. Potrivit unor surse medicale, cele două paciente au vârste aproximative de 40 și respectiv 60 de ani și sunt imobilizate la pat. La început au fost agitate, cel mai probabil din cauza schimbării mediului ambient, însă acum sunt bine. Pacientele primesc tratament psihiatric și pentru COVID-19. În urma confirmării celor două cazuri de infecție cu coronavirus de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, au fost dispuse o serie de măsuri la nivelul unității medicale și a secției exterioare Ojasca. În primul rând au fost identificați contactii 74 la număr și au fost testați. În al doilea rând s-a efectuat o dezinfecție a tuturor secțiilor în încercarea de a preveni răspândirea coronavirusului.